În urmă cu 3 zile, în cartierul Dorobanți, chiar în stația de autobuz pe partea carosabilă, au apărut 8 țepușe din fier înalte de peste 20 de centimetri. Cei mai nemulțumiți de apariția acestor capcane sunt șoferii. Am văzut de ieri și am zis la cineva, la un polițist aici, în capul Dorobanțului, la Mândrești. Domnule, nu se poate așa ceva, ce e aici? De bandat măcar, ok, am înțeles că sunt niște de alea, de peturi, de niște chestii. Dar măcar împrejmuie cu ceva, intră cineva cu mașina, fără ramă, să faci... E normal? Cum să fie normal așa sunt ceva? Sunt pe partea carosabilă până la urmă, stația de autobuz. Catastrofă, nu se poate așa ceva. Păi impertinență din partea celor care se ocupă cu așa ceva. Altceva ce să spun. Intră cineva cu mașina acolo, s-a făcut praf. Ce ar însemna ca și costuri un cauciuc? Eu chiar am dat peste o gură de canal. Și două, adică un cauciuc s-a tăiat și a trebuit să-l schimbi amândouă. Deci 400 de lei m-a costat treaba. Nu poți să acoperi, nu poți să faci nimic. Ai pierdut, asta e problema. E normal să se întâmple așa ceva, mai ales pe partea carosabilă, în stația de autobuz? Nu este, bineînțeles că nu este. Vreo 3-4 zile. Dar zilele trecute s-a fărâmat un băiat acolo și a intrat în el. Și a distrus cauciucul. E normal. Păi dacă trăim în România, orice e posibil. Pentru că sunt foarte înalte și ascuțite, țepușele din fier sunt periculoase inclusiv pentru pietoni. Fierele înfipte în asfalt chiar în stația de autobuz din cartierul Dorobanți reprezintă un real pericol atât pentru șoferii din trafic cât și pentru pasagerii care coboară din mijloacele de transport în comun. Inevitabilul s-a produs aseară. Șoferul unui autoturism Volvo a intrat cu o roată într-unul dintre fiare și a avariat cauciucul și janta. Un echipaj din cadrul biroului rutier de la Poliția Municipiului Buzău a intervenit aseară în zona Dorobanți, întrucât un conducător auto semnalase faptul că și-a avariat una dintre anvelopele autovehiculului în suporții metalici rămași după îndepărtarea unor containere de deșeuri reciclabile. În acest caz se efectuează verificări pentru a se stabili cu exactitate unitatea care a amplasat containerele în zona respectivă, condițiile în care au fost amplasate și modul în care au fost îndepărtate, urmând ca în funcție de rezultat să se dispună măsurile legale. Până când se vor lua măsuri și se vor îndepărta țepușele, locuitorii au semnalizat zona cu sticle de plastic și crengi de copaci.